Lucrătorii din cadrul Poliției Municipiului Roșiorii de Vede au întreprins o amplă acțiune de prevenție și control, acțiune în care au fost verificați în special participanții la traficul rutier pe timp de noapte. Verificarea s-a făcut asupra tuturor participanților la trafic, bicicliștii, nefăcând excepție. Și ați condus bicicleta? Emanând puternic care n-a trebuit. Da, am băut obre, m-am spus, da, am băut obre, că nu recunoști, că nu-i făciți. După cum v-am spus, sancțiunea este de 6 puncte, 870, 435. Da, am înțeles. Iar până ați avut buletinul la dumneavoastră, v-am dat un avertizment. Da. Da? Da, am înțeles. Ok. Am înțeles. Mențiunea dumneavoastră, vă rog. Recunosc că am greșit. Recunosc tot. Am greșit asta. Tu obosești din vinde la muncă și... Aici vreau să se nașim, nu? Aici, nu? Acolo, da. Nu văd că sunt și aici. Nu mi s-a dat niciodată. Sfatul meu este să mergeți pe lângă bicicletă, ascultați-mă dumneavoastră mai întâi și după care vorbim și dumneavoastră. Da, vă ascult, vă ascult. Sfatul meu este să mergeți pe lângă bicicletă și pe trotuar. Da. Pentru că pe timp de noapte... Știu, sunt foarte fel de nebun și... Da, expus. Sunteți expus pericolului? Da, da. Și sunteți puțin vizibil. Da, aproape. Știu, da? Am înțeles. Nu vă comprezi. Știu, doamne. Sunt pericol și pentru dumneavoastră și pentru ceilalți participanți. Da, trafic, da. Acțiunea desfășurată pe raza municipiului Roșiorii de Vede a dus către următorul bilanț. Lucrătorii din cadrul Poliției Municipiului Roșiorii de Vede au executat o acțiune preventivă în scopul menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirii accidentelor rutiere și creșterii vizibilității elementului polițienesc. Cu această ocazie au fost aplicate 63 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor privind circulația pe drumurile publice și 14 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea legii 61/1991 privind normele de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice, fiind reținute 3 permise de conducere, dintre care unul pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 4 certificate de înmatriculare. Mare atenție tuturor categoriilor de participanți la trafic, mai ales în perioada sărbătorilor, deoarece acest gen de acțiune ale poliției va continua.